căsătoria a fost și este abuzată în fel și chip. Într-o asemenea măsură, încât, din multe puncte de vedere, specialiștii nu mai fac față. În acest context, și nu este local, este general, inițiativa muzeului de a constitui aceste trupe de reenactment, prin care aducem istoria, noi împreună cu ei, și aici o să fac o paranteză să spun că reenactorii fiind voluntari se constituie cumva într-o parte a societății civile care contribuie la educație, au coborât istoria pe care ei au studiat-o în biblioteci, în cărți, unde toată lumea știe este plictisitor, au coborât-o în stradă. Și așa se explică în multe feluri acel succes de care pomeneau colegii. Ca reenactor, într-adevăr, am activat în alte trupe, în alte orașe și pentru mine a fost o bucurie foarte mare să pot să avem o astfel de trupă aici, la noi acasă. Aliniem în acest fel și Alba Iulia unui curent, la nivel european, aș putea spune, din punctul de vedere a predării, a înțelegerii și a abordării istoriei. Aceea de a o prinde, de a o vedea, de a o atinge, altfel decât citind, altfel decât asimilând noțiuni așa abstracte. Ce am putut să facem noi ca voluntari în acest proiect și cu ajutorul colegilor de la muzeu a fost să marșăm foarte mult pe corectitudine istorică. Toate echipamentele, în mare măsură, sunt făcute manual, toate armele sunt făcute de noi, la forjă, la ateliere, după izvoarele istorice. În acest tip de abordare am încercat să, și cred că am și reușit, să oferim o variantă valabilă și corectă de istorie. Cum am amintit mai înainte, în cadrul proiectului nu ne-am limitat la, așa cum spune titlul, Războinicii Daci. Societatea dacică, așa cum ar trebui să o știe toată lumea, nu era compusă numai din războinici feroce și barbari. Din potrivă, ca orice altă societate, existau etaje și ierarhii. Astfel am reușit să îmbrăcăm și să prezentăm de la cei mai mici copii, 3-4 ani cât avem în trupă, până la cei mai înaintați în vârstă. Și mai multe categorii profesionale, aș putea spune, în ghilimele. Avem preoți, avem războinici de elită, războinici mai inferiori acestora, avem personal civil, femei, meșteșugari, arcași, sigur, în cadrul fenomenului militar. Toate aceste personaje creează un tablou complex în care nu ne mulțumim doar să îi prezentăm așa ca niște manechine, ci creăm adevărate secvențe de istorie în diferite momente ale sale. Mai trebuie să spun că trupa Lupii de Fier a Iapunonului s-a axat, s-a orientat pe recrearea unei secvențe importante din istoria dacilor, respectiv perioada regelui Decebal. În acest sens, o să găsiți la noi între războinici și soldați daci care sunt îmbrăcați cu armuri romane, care luptă ca romani, în concordanță cu izvoarele istorice care arată o profesionalizare destul de bună a războinicilor în acel moment. Echipamentele sunt iarăși prezentate pe fiecare personaj în parte, în funcție de statutul lui. Nu sunt toți la fel și asta o să se vadă și cred că ați văzut atunci când împreună cu romanii defilăm sau prezentăm. Ei sunt un bloc monolit, noi suntem foarte diversi. Mulțumesc.